O altă întrebare, se acceptă căsătoria între două denominații religioase diferite și între două naționalități diferite? Ce am învățat noi astăzi? În primul rând ne întrebăm dacă vine de la Domnul. Hai să spun că o fi vreo situație în care vrea Domnul să căsătorească o româncă cu un austriac. Dar aș zice să întrebe românca pe Domnul de 7 ori. Și austriacul să fie neamț și vorba aceea să măsoare și el de 7 ori să tai odată. Diferențele fac unirea mai greu de realizat. E vorba de culturi diferite, nu doar că acum veți spune că locuiți aici, e vorba de culturi cu origini diferite. Știu români care s-au căsătorit cu unii din Africa și toți au spus, chiar dacă e bine în sensul că sunt pocăiți și familia își duce existența, dar spus când mă duc în Africa la soc, la rudene, ei au un comportament pe care eu nu le înțeleg, chiar dacă vorbim oarecum engleză sau ce vorbeau ei. Sunt chestiuni foarte diferite. Plus că atunci când vei avea copii, se transmite genetic de la bunici. Deci ai de-a face, plătești un tribut destul de mare. Deci diferențele în general fac unirea mai greu de realizat. Dacă ne referim la o diferență denominațională, unul este penticostal, celălalt este baptist, v-am spus că trebuie întâi să dezbateți în discuție o problemă spirituală. Și nu se pune problema să căsătorească un penticostal cu un baptist. Dezbat problema până să facă amândoi penticostale. Și după aceea mergem mai departe. Dar dacă îmi spui că baptistul e băiat gentil și că știe să vorbească, înseamnă că tu ai vorbit nu lucruri spirituale întâi. Și când veți avea copii, tu vrei să-i aduci la stăruință și el o să spună că deja au Duhul Sfânt, nu? Cred că n-ați avut niciunul. Deci sunt situații, dar întâi trebuie să se ajungă la o unitate de vederi. Vorba profetului Amos, merg doi oameni pe un drum fără să se învoiască. A mie îmi place să amintesc și comparația biblică când a întrebat robul lui Avram, dacă nu vrea fata să vină aici, să duc pe băiat acolo, zis, nu, să vină fata aici. Adică să-mi imaginez că Isaac era ajuns într-o biserică bună, dar fata era venită numai până la reformat, să spun. Nu era în lume, nu rămăsese în Mesopotamia, venise până în Haran, parcursese și bătaie drumul spre Canaan. E bun, dacă veni până acolo, dacă vrea să vină până aici, atunci să vină. Dar să vină ea aici, nu băiatul să meargă acolo. Deci, fiți atenți și gândiți-vă bine că diferențele, fie de vârstă, fie de pregătire, dar sunt și excepții, nu vreau să neg totul. De exemplu, dacă sunteți careva din zona Câmpia Turzii, fratele Nelu Tiuț, un slujitor de acolo, de la Luncani, era un băiat tânăr cu o chemare specială, să spunem, și s-a rugat pentru căsătorie. Și Domnul l-a trimis la sora, soția cu care e căsătorită, era vădăvă cu 3 copii, mai mare cu vreo 10 ani ca el. S-a dus și i-a spus, soră, uite, Domnul m-a trimis aici. Și mi-am făcut planul, accept. I-a zis femeia cu minte, auzi, tu ești tânăr, poți fi o fată, nu? Nu că nu-mi doresc să am și un tată la copii, dar Domnul l-a trimis a doua oară, ea la fel s-a manifestat și l-a trimis a treia oară, dar între timp Domnul ei a vorbit, o să-i am ascultat rugăciunea și eu, Domnul care cunosc viitorul, am socotit că e bine. S-au căsătorit. Acum au 65, el sub 70, ea peste 70, ea e mai sănătoasă ca el. Am avut un copil împreună și toți copiii ceilalți ai ei au ținut foarte mult, îi cunosc. Deci dacă vine de la Domnul, acceptăm și anumite diferențe, că înseamnă Dumnezeu le-a gândit. De e foarte important. Am fost întrebat, vă spuneam de acel program de consiliere online, dacă e de acceptat să se căsătorească băiat și o fată verea al treilea. În primul rând se pune problema dacă vine de la Domnul lucrarea asta. Cum scrie în Genesa 24:50? După ce au văzut cum s-au împlinit semnele, au zis la Ban și Betuel, de la Domnul vine lucrul acesta. O zici, cum? Îmi place traducerea din Septuaginta, spune așa. La noi zice, în Cornilescu, noi nu-ți mai putem spune nici bine, nici rău. În Septuaginta zice, cum să mai zicem noi rău la un lucru bun? Deci dacă vine la Domnul, e bun.
S-ar putea să vină de la Domnul. Și dacă sunt veri al treilea, ca și relație, e îngăduit. Dar se pune problema dacă nu cumva fi rudenii și ori permis anumite intimități, sunt împreună și s-a născut relația nu natural, nu călăuzită de la Domnul. Și că dacă tot stai împreună, vorba aceea, că unul vrut să se căsătorească cu o fată, i-a zis că nu vrea și i-a trimis 700 scrisori și până la urmă s-a măritat cu poștașul. Că dacă tot stau împreună, e normal că până la urmă se asociază. Dar înainte de a clădi noi, e bine să lăsăm pe Dumnezeu să pună piatra de temelie și apoi noi clădim cu siguranță. Soția mea a fost o fată bună, a fost curtată de mulți băieți, dar a avut un semn înaintea Domnului. Așa a socotit ea. S-a rugat de la 14 ani să-i dea Dumnezeu un soț care să fie predicator și a zis, vreau predicator din la care folosește mult Biblia când predică, zicea ea. Și mai cerut ea ceva, s-a rugat 7 ani pentru asta. Și a venit un băiat, altul, că era foarte implicat în misiune, era, avea darul prorociei la 14 ani, era foarte deschisă. Și la toți le-a spus, eu am un semn, nu se împlinește semnul ăsta, nu l-a rostit nici cu gura. Când am intrat noi într-o relație spirituală, pot spune că a fost absolut de natură spirituală, ea a văzut că eu am început să predic și cum era foarte îndrăzneață, zice, auzi, tu ai nevoie de ungeri la predică, eu am să mă rog, Domnule, să văd dacă îmi dă voie să mă rog pentru tine. Mă rog, te-i bun. Și Dumnezeu a văzut că asta e bună să roage pentru mine și mi-a asociat-o. Dar când am socotit că totuși e ceva de sus între noi, m-am rugat Domnului, ce să-i spun? Eu nu știam care-i semnul ei. Și eu mai ermetic și cu mai puține vorbe, așa cum mi-era felul, i-am spus o frază lungă. Și asta era semnul, să-i spun toată fraza aia fără să-ți mintesc un cuvânt. Nimeni până la mine nu i-a spus-o. Ca să aflu apoi că i-am ziua aceea spus că dacă nu i se spunea fraza, ar fi vrut să răcească ajutorul spiritual care mi-l dădea ca să nu fie interpretată greșit. Și când i-am spus-o, ne-am înțeles, în ziua aia ea locuia în curtea adunării, au trecut pe acolo niște frați, au intrat pe acolo și hai să facem o rugăciune. Ne-am dus acolo cu alți tineri care eram și uite frate la mine spune, ești căsătorit frate, eram proaspăt. Terminasem armata, 21 de ani, și auzi, am văzut că coboră din cer un coș mare și tu nu-l poți duce singur. Dumnezeu are lucrare cu tine, tu ai nevoie de ajutor. Și în partea cealaltă am văzut o mâner și o mână de femeie. Și de sus a coborât o panglică albă, s-o lăsa peste coș, tu te vei căsători. Eu numai că spusese semnul la 12 și la 1 a trebuit Domnul prorocul. Că la unii Dumnezeu le simplifică. Eu de altfel... Așa a lucrat Domnul. Dumnezeu are pentru fiecare un plan mai simplu, mai complex, dar dacă vine de la Domnul, lucrarea se face. Acolo mai sunt întrebări?